Mi s-a spus că pot să-mi vând votul, că cineva e gata să mi-l cumpere. Am ales să nu încalc legea și să votez pentru un viitor mai bun. Cumpărarea votului însă este o crimă, iar la răspundere în așa cazuri sunt trași cât cei ce își vând votul, atât și cei care îl cumpără. Totul depinde de tine. iunie 2015. Alegeri locale generale în Republica Moldova. Votez înseamnă că trăiesc.